Principala problemă în momentul de față cu care ne confruntăm atât ca sistem sanitar cât și noi ca cetățeni o reprezintă testarea și identificarea acelora dintre noi care sunt infectați. Din acest punct de vedere, pe lângă testele pe care le fac colegii de la ambulanță sau cei de la unitățile de primiri urgențe, implicarea medicilor de familie este foarte importantă. De exemplu, ambulanța a făcut în weekendul trecut undeva la 2070 de teste PCR și antigen, în condițiile în care medicii de familie pe care i-am vizitat în weekend puteau efectua până la câteva sute, 2-3 sau în weekendul anterior au fost chiar 400 de teste efectuate de un singur medic. Asta înseamnă, pe de o parte, degrevarea sistemului sanitar, ambulanța este creată cu totul alt scop, unitatea de primiri urgențe la fel.